E un mare eveniment, din nou, prietena mea de suflet și de inimă, care conduce această clasă, deci 31 de copii, e pentru a patra oară că vine cu clasele pe care le conduce în fiecare an, să viziteze acest centru de care... Centrul de cercetare a literaturii arghiziene, în care copiii sunt foarte interesați să vadă crâmpeie, să cunoască crâmpeie din viața lui Tudor Arghezie și în același timp să vadă niște manuscrise cum sunt, cum scrie, ce scria și așa mai departe. Acum, întâlnirea asta este extraordinară, pentru că ei nu vor rămâne numai aici. În final o să ajungă la mine acasă, îi primesc pe toți, nu știu unde o să-i așez, dar de primit îi primesc din toată inima să vadă cele 300, după cum le știi, 340 de bufnițe. Copiii vor avea o amintire pentru toată viața lor și eu la fel, când mă întoarce la viața aia lantă, o să mă întorc cu niște amintiri frumoase în care niște trandafiri și niște copilași de o vârstă extraordinară au venit să vadă pe bătrâna doamnă. V-am pupat pe toți și îi sărut și îmbrățișez cu toată dragostea mea de străbunică. Onorați să fim aici, în Centrul de Studii Argheziene. Vizita noastră este o vizită de tradiție deja. Atunci când se poate, venim cu elevi ai Liceului Teoretic Grigore Moisil din Timișoara pentru a le oferi în acest cadru valori morale. Dorim să înțeleagă ce înseamnă viața artistică, ce înseamnă un om complet, ce înseamnă o viață împlinită, ce înseamnă o bogată istorie de viață. Experiența mea spune că aceste vizite sunt prețioase. Mă întâlnesc cu generații de absolvenți care își aduc aminte cu plăcere de venirea noastră în centru de studii, de întâlnirea cu doamna Doina Arghezi. Ei consideră aceste momente ca fiind momente speciale. În afară de asta, mărturisesc că este și pentru mine un privilegiu și o mare bucurie să fiu aici. Astăzi ați venit cu ce elevi? Am venit cu elevii clasei a 6-a D. Este o clasă, zic, minunată, dar e clasa mea, așa că o consider minunată. Copiii au performanțe excepționale la învățătură. Media clasei este 9,50. Sunt preocupați de studiu, dar foarte mulți dintre ei cântă la pian, la chitară, au performanțe în sport. Existența lor este foarte frumoasă, foarte interesantă. Îmi place foarte mult aici. Doamna Arghezi este foarte plină de viață și plină de energie pentru vârsta ei. Și... Mă numesc Diana, am 11 ani și am venit aici cu clasa pentru a cunoaște pe doamna Doina Arghezi și pentru a vedea ce a făcut Tudor Arghezi la viața lui. Mă numesc Patricia, am 11 ani și am venit aici cu clasa pentru a vedea, pe doamna Arghezi și pentru a vedea ce a făcut Tudor Arghezi viața lui. Mă numesc Aida, am venit aici împreună cu colegii mei să cunosc viața lui Tudor Arghezi, cum și-a petrecut-o și să o cunoaștem și pe doamna Doina Arghezi, să aflăm și cum mai petrece și să vedem că e foarte, foarte plină de viață la vârsta dânsei. Mă numesc Robi și am venit cu clasa pentru a cunoaște mai multe despre viața lui Tudor Arghezi și pentru a o vedea pe doamna Arghezi. Mă numesc Andreea și sunt de la liceul Constantin Diaconovici Loga. Am venit aici pentru a cunoaște mai multe despre Tudor Arghezi și îmi place foarte mult.